Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician, la o nouă ediție specială, spunem, cu această ocazie, în cadrul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România, părerea ta contează și de ce nu cadastrul pe înțelesul tuturor. Și în seara aceasta avem niște invitați speciali și am să-mi permit să încep cu o persoană distinsă, fostă judecătoară, fostă președinte cu președinte al Curții de Apel Timișoara, doamna Erica Nistor. Și înainte de a-i spune bună seara și să o invit să ne salute și domnia sa, trebuie să spun că domnia sa în mare parte a contribuit la promovarea unui model pe România în ceea ce privește activitatea experților și cred că acest lucru nu poate fi uitat și trebuie diseminat din aproape în aproape, pentru a identifica cât mai multe modele. Bună seara, doamna președintă, doamna judecător, doamna avocat. Într-un cuvânt spus, bine ați venit în emisiune. Bună seara, mă bucur să vă reîntâlnesc. De asemenea, îl avem pe domnul Raul Fântână. Adică îmi place să-i spun foarte, foarte plastic. Omul, râul din care curg apele vii. Expert în proprietate intelectuală, extrem de important pentru România de a avea cât mai mulți intelectuali, nu intelectuali, cum le spun eu la cei care sunt doar pentru ei și nu pentru alții. Bine ai venit, domnule Raul! Bună seara dumneavoastră, bună seara doamna avocat, doamna judecător, bună seara Eugen Secheri, vă mulțumesc pentru invitație. Și evident că un domn extrem de pregătit în ale funcțiilor sau să le spunem așa profesiei pe care a abordat-o cu activități deosebite în patru țări în care munca este apreciată mai mult sau mai puțin, dar din ceea ce am rezultat în ultimele discuții cu domnia sa se pare că da, Belgia, Canada, America și Singapore, extraordinar. Un tip cu care am putut să înțeleg foarte multe lucruri, un tip pragmatic care dă exemple foarte multe și pe dânsul vrem să-l folosim comparând actualmente situația. Domnul Secheri, bine ați venit la emisiune! Mulțumesc de invitație, bună seara tuturor, mă bucur să fiu aici! Și evident că emisiunea noastră am intitulat Înfăptuirea binelui public pe baza principiilor responsabilitate, calitate și eficiență. Și evident că ne ducem din nou la Biblioteca lui Dumnezeu și motoul nostru pentru această emisiune pe care l-am ales este în Osea, capitolul 4, versetul 6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Extraordinar de profund text. Am ales ca să discutăm despre înfăptuirea binelui public, ca să nu pierdem din lipsă de cunoștință. Și am rugat-o pe doamna judecător, pentru că în percepția mea, un om care a dobândit o calitate nu mai pierde toată viața, să ne explice ce însemnează înfăptuirea binelui public. Este o problemă grea, o întrebare grea din partea dumneavoastră. Au încercat să definească binele public Aristotel, Platon, Cicero, Jean-Jacques Rousseau. Mi-e foarte greu să vă dau un răspuns exhaustiv în ceea ce privește binele public. Dar din punctul meu de vedere, pot să spun că tot ceea ce este împărtășit în mod firesc, natural, de membrii unei colectivități, reprezintă binele comun, binele public. Și câteva din lucrurile care compun binele public, drepturile și libertățile de bază ale oamenilor care trebuie respectate, educația, sănătatea, dacă vreți, și siguranța, apărarea națională, aspectele acestea care definesc viața unei colectivități, unei societăți. Evident că ați pus accentul pe pregătirea profesională. S-a văzut din start lucrul ăsta și
Am ales ca principii de viață, cel puțin pentru mine, de când am intrat în activitatea de zi cu zi, principiile responsabilitate, calitate și eficiență. Și am să-l rog pe domnul Raul Fântână ce însemnează binele public în perspectiva acestor principii din partea unui expert de proprietate intelectuală. Din punctul de vedere al profesiei mele, este normal că trebuie să iau în considerare legislația în vigoare și care în domeniul meu, din fericire, pentru că n-a lucrat multă lume din afara legii la ea, ca să o strice, este o legislație relativ bună, în care se prevede, așa cum spunea și doamna judecător, dreptul, se prevăd drepturile și obligațiile. Însă ce mi se pare mie foarte interesant în domeniul meu este că atunci când se dorește înregistrarea unui drept de proprietate în străinătate, mai întâi se înregistrează persoana respectivă la oficiul național, bun care devine, își înregistrează bunul respectiv, că este un activ, bun care devine patrimoniu al statului mai întâi. Deci, în proprietate intelectuală, înainte de a înregistra internațional prin World Intellectual Property Organization, de exemplu, se înregistrează la mine în țară, numai după aceea mi se acceptă o cerere suplimentară între 6 și 12 luni, ca ceea ce am eu să se protejeze și în altă parte. De ce aduc în discuție acest subiect? Pentru faptul că în domeniul acesta funciar pe care discutați dumneavoastră, se pare că sunt niște probleme. Și deasupra acestor probleme se va discuta și în seara aceasta. Și acum vreau să știu poziția unui om care a lipsit din România 30 de ani și cum găsește domnia sa aceste chestiuni, înfăptuirea binelui public și cum îl vede domnia sa binele public. Da, cred că mă voi baza pe predecesorii mei, definiții foarte bune, corecte și complete. O să încerc să ajung la un nivel de deescalare, deci puțin mai jos, discutând în primul rând despre perspectiva oamenilor și din punctul de vedere a oamenilor cu care am lucrat și modul în care ei relaționau la aceste drepturi și libertăți. Desigur, există o mare diferență între țările în care am activat din această perspectivă, dar luând, de exemplu, Singaporelui, comunitatea este cea care primează acolo față de drepturile individuale, cum este cazul Americii de Nord. Dar la urma urmei putem să constatăm întotdeauna că suntem efectiv peste tot aceiași oameni care ne bucurăm de aceleași plăceri sau de aceleași libertăți, dacă vreți. Deci bunul public, din punctul meu de vedere, este această comunalitate a drepturilor și libertăților de care beneficiem cu toții, de care putem toți să ne bucurăm. Și totuși, zi de zi ne lovim noi, cei care trăim în lumea reală a românilor, de o problemă fundamentată pe acest text: poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Aici subiectul are mai multe paliere. În ultima perioadă de timp putem să observăm în spațiu public cum apar tot felul de oameni de stat care încearcă să pară să fie interesanți. Eu am următoarea concluzie personal și aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră. Dacă un om de stat, ministru fie el și drulă, care își permite să folosească niște termeni care nu onorează, din punctul meu de vedere, n-aș vrea să-i folosesc pentru că nu mă caracterizează astfel de epitete, vreau să văd dacă... Să mă verificați, doamna judecător, domnul expert și domnul coleg care are multă experiență, dacă ceea ce am ajuns eu la concluzia mea e corect sau nu. Dacă un șef se comportă sub forma asta, prin aroganță, grobianism, urățenie, la nivel ministerial, cei de jos vor face la fel.
Personal, am simțit, mai ales în perioada analfabetismului funcțional declarat ca politică de stat, acest lucru. Fantastic! Tot ce vedeam la televizor, mă întâlneam cu asemenea atitudini la nivel județean, pentru că eu lucrez foarte mult cu aceste entități. Ce părere aveți, doamna judecător? E posibil o analiză de genul ăsta? Pornind de la definiția binelui public, am așa o ușoară senzație că voi coborî nivelul discuției dacă mă raportez la asemenea exemple din spațiul public, care nu ar trebui să fie. Dacă vorbim de oameni în funcții publice, vorbim de asumarea unor responsabilități, vorbim de îndeplinirea foarte, foarte exactă a atribuțiilor ce incumbă funcțiilor respective. Putem vorbi și de un grad de sacrificiu pentru realizarea binelui public în această funcție. Deci aceasta este părerea mea legat de atitudinea omului care îndeplinește o funcție de stat. Domnul Sechei, ce părere ai? Dar referindu-mă la acest incident, desigur există o mare divergență dintre interesele publice și și acest act dramatic, aș zice, l-aș asemui cu actul lui Brutus față de Cezar. Nu se poate totuși ca într-un la un asemenea nivel să existe un astfel de comentariu, dar desigur noi păcătuim foarte des prin a pune interesul nostru personal înaintea intereselor celor mai mulți. Deci nu este doar o problemă pe care o vedem în spațiul public, o vedem și în spațiul privat. Ego-ul uneori ne duce să facem astfel de gesturi care nu pot fi calificabile pentru binele colectiv. Domnul Raul. În domeniul managementului există un principiu care nu este un mărfism, se numește principiul lui Peter sau lui Peter, care spune că orice persoană tinde către nivelul ei de incompetență. Și este un principiu demonstrat, este o teorie, este o carte groasă pe care am transformat-o într-un curs și am predat-o la momentul potrivit și studenților mei ani de zile. În momentul în care vorbim la nivel înalt, cum spunea doamna judecător și colegul Secheli. Deci în momentul în care vorbim de persoane puse în vârf, care conduc țara și care nici nu pot să spun că au ajuns la nivelul de incompetență. Cred că nivelul de incompetență era de mult dovedit. În momentul în care pui în fruntea unui stat o persoană care, indiferent despre cine vorbim aici, nu neapărat de persoana pe care mi-a să-ți numit-o, punem persoane incompetente, și să demonstrează incompetența, prima măsură care se ia din punct de vedere managerial, pentru ca să nu piară firma, la noi e vorba de o firmă un pic mai mare care se numește România, este să-l scoți la nivelul, să-l așezi din nou la nivelul în care el era competent. Nu neapărat să-l excluzi din societate, dar să-l așezi la nivelul în care el era competent. Ori în momentul în care această persoană dă ordine, la nivelul ei, nu? De conducător de în fruntea statului, dă ordine sau ar trebui să dea niște ordine clare și el a ajuns la nivelul lui de incompetență de mult, este o problemă cu ce se întâmplă sub dânsul. O mare problemă. Pentru că oamenii de sub el nici nu știu ce să facă din cauza că nu au cadru legal clar controlat. Îl copiază. Asta este cel mai simplu, mai nou. Nici măcar, dar nu poți. Deci dacă ești într-un nivel inferior. De naturat îl copiez. N-ai cum să copiezi, pentru că nu poți dacă ești mai bun. Haideți să definim pomul de stat. Este un termen politicos folosit pentru a face referință la un diplomat, politician sau alte figuri notabile ale statului. Oare mulți dintre reprezentanții statului român au lipsit la această lecție?
Oare mai avem oameni de stat în România? E o întrebare foarte, foarte, foarte adâncă. Și nu pot acum să nu trec mai departe, pentru că la final nu vreau să închem, o să-mi las timpul fizic necesar să nu prezentăm un model. Pentru că avem oameni model și trebuie să-i prezentăm, pentru că asta trebuie să se întâmpărească la români. Minte că mai există români, mai există oameni care gândesc sănătos, mai există oameni care se zbat pentru țara lor, dar înainte trebuie să punem ceea ce e rău, pentru că dacă încheiem cu ce e rău, nu ne gândim numai la ce e rău. Evident că am declarat anul ăsta în cadrul emisiunilor de cadastru, pe înțelesul tuturor, anul legii fondului funciar. Pe cale de consecință am transmis o scrisoare deschisă pentru majoritatea, din nefericire am omis din eroare, președinților camerelor Parlamentului, câteva chestiuni legate dacă legea trebuie aplicată sau nu. Evident că fiecare își dă cu stângul în dreptul. Așa o disoluție a statului, n-am crezut că pot să o dovedesc prin însăși scrisorile care le primesc. Deci fiecare prefectură ori ignoră solicitarea, ori spun că n-au înțeles ce au citit, ori răspund într-un mod foarte ciudat. Și bineînțeles că dacă suntem timișoreni, nu putem să ignorăm faptul că suntem conduși de oameni care pur și simplu ne lasă mască. Și așa cum am spus, Camera de Conturi a spus că a constatat că nu, de 3 ani de zile nu s-a făcut absolut nimic pentru români, atenție, absolut nimic pentru români, deși sunt cereri acolo, iar astăzi am primit o scrisoare, sau ieri, azi, cred, nu mai țin minte, ieri, în care prefectul, de profesie avocat, spune următorul lucru. Din studiul celor două acte, s-au adresat Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu rugămintea de a acorda sprijin de specialitate pentru, evident, a produce efecte. Însă răspunsul primit de la această instituție a fost de natură să conducă la elaborarea unor proceduri de soluționare a cererilor depuse. Foarte ciudat. Trebuie să amintesc, în 3 decembrie 2015 am avut un interviu cu subprefectul Maroșii și am repus această emisiune ca să audă românii. Nu știam de unde vine această explicație. Din izvorul numit Prefectura Timiș. Există oameni foarte pregătiți care vin și spun cum nu se face. Și ia câte ce spune mai departe. Având în vedere această situație, ne-am adresat Direcției Județene în cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu rugămintea de a ne acorda sprijin prin efectuarea demersurilor necesare pentru adoptarea unei hotărâri de guvern a normelor de aplicare a legii 87 și 231 sau pentru modificarea hotărârii 890 pentru aprobarea regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate și modelul etc. În consecință, nu vom putea avea niciodată aceste cereri rezolvate, pentru că spune, în momentul în care problemele sesizate își vor găsi un răspuns în sensul celor de mai sus ratate, adică numai în direcția care o știu ei, adică clar că nu se face, vom proceda fără întârziere la soluționarea cererilor formulate și la emiterea titlului de proprietate. Este îngrozitor. ANRP-ul a spus clar că dacă legiuitorul nu precizează în lege, dar nu aș vrea să vorbesc aici, am să o rog pe doamna judecător, să spun opinia față de această hârtiuță, că nu-i pot spune adresă. Situația prezentată de dumneavoastră cred că este foarte, foarte gravă, că se întâmplă la noi așa ceva, în legătură cu aplicarea unor dispoziții legale. Și mă face să mă gândesc dacă este vorba de o incompetență crasă sau de reavoință. Pentru că, nu știu, nu putem vorbi de incompetență. Cred că este totuși reavoință. Nu ne putem ascunde în spatele unor
norme metodologice care nu sunt necesare și aici avem legea 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă, privind elaborarea actelor normative, care prevăd clar că un act normativ, dacă are nevoie de norme metodologice de aplicare, în cuprinsul acestuia se prevede termenul în cadrul căruia se vor elabora aceste norme metodologice. În cuprinsul legii 231 din 2018, care modifică legea 18 din 91, legea fondului funciar, în legea 87 din 2020, care de asemenea completează legea 18 din 91, nu sunt cuprinse aceste mențiuni privind elaborarea normelor metodologice. Prin urmare, răspunsul dat este dat pentru a răspunde totuși probleme ridicate de dumneavoastră, asta ca să mă exprim mai elegant. Iar ceea ce a reținut Curtea de Conturi, lipsa unor proceduri operaționale în elaborarea și emiterea titlurilor de proprietate, procedurile operaționale nu sunt norme metodologice, sunt proceduri de lucru, proceduri care prevăd pas cu pas cum trebuie să fie desfășurată activitatea, în speță la Comisia de Fond Funciar, Comisia Județeană de Fond Funciar. Prin urmare, avem toate instrumentele ca să aplicăm legea. De ce nu aplicăm? Să răspundă instituția prefectului. Este corect, profesional, simplu, clar, concis. Domnul Fântână, ești expert din anul 1998. Ce se întâmplă cu dumneata dacă nu vrei să execuți o expertiză? Pot să o refuz din motive foarte serioase, dar nu din motive banale. Deci, atenție, întrebarea e punctuală. Da. Nu evita deci nu... răspunsul. Doamna judecător a răspuns tranșant. Ce se întâmplă dacă nu vrei să faci o expertiză? Sunt amendat. Asta e, trebuie să se audă foarte clar. Deci dar nu știu când puneți întrebarea asta, dar asta e. Sunt amendat pentru că nu vreau să... Adică, ce trebuie să-i facem la prefect? Să-l spunem la domnul Câțu să-l dea afară. Mai departe, domnul Sechei, care e părerea ta despre ceea ce am primit în scris? Pe unde ai circulat în lumea largă? Ai întâlnit asemenea tupeu? Nu, trebuie să admit că nu am întâlnit și, într-adevăr, pentru mine există două opțiuni, incompetență sau rea voință. Nu cred că e vorba de incompetență, e clar rea voință și, din păcate, dacă nu există o penalitate pentru un astfel de răspuns, nu vom schimba acest mod de lucru. Este o atitudine care cred că ar trebui să o cunoască cât mai multă lume și discutam cu un coleg aseară la emisiune și spunea colegul că ar trebui ca primarii să protesteze pentru că prin această atitudine, de fapt, aruncă vina pe primari, care nici cel puțin au voie să înainteze la prefectură cererile oamenilor. E ceva sfidător la cer. Ce să mai spun de exemplu, ca să fiu foarte concis, nu știu ce plagă e pe județul Timiș. Eram cu proiectul Livezile, l-am cunoscut pe președintele Titu Bojin, că am lucrat înainte de 89 cu el. Și m-am dus la el cu proiectul, cu laptopul, i-am arătat ce înseamnă o bază de date interactivă care să vadă pentru el. A, Mihai, prima dată a fost reticent. El fiind fost primar, știa ce utilitate are. A, asta ar trebui să aibă fiecare primar. Dar dacă n-ai sprijin politic, nu o să fie. Și n-a fost, pentru că noi, în loc de meritocrație, competență, profesionalism, prezentăm astfel de specimene care eu sunt surprins să constat că nu le mai pasă că sunt sau nu oameni de stat, că sunt sau nu interesele generale a românilor, nu interesează. Și cu asta ne apropiem de partea finală a emisiunii, care este optimistă și speranță de bine, deși avem piedici peste tot, dar
să știe lumea că mai există și oameni de calitate. Domnul prim-ministru Câțu a cerut să se facă reforme în cadrul ministerelor. Și astăzi l-am auzit întrebând care sunt reformele promovate, că niciun director n-a fost schimbat din ministere. Pentru că dacă așa se dau răspunsuri, răspunsurile sunt de la șefi. Atunci când am pus întrebarea, am pus-o țintit și clar. Pentru că șefii nu permit să se dea răspunsuri corecte, concrete, punctuale. Și acum trecem la modelul Timișoara. Curtea de apel Timișoara, când o conducea doamna președintă, doamna judecător Erica Nistor, a simțit cu experții. Dar nu mai atâta, a făcut lucruri concrete și pentru asta trebuie să știe lumea. Nu putem să ieșim numai cu invective. Venim cu lucruri bune, concrete. Și vreau să vă întreb, doamna președintă, cum de-ați, să zicem, spart un turn de fildeș și ne-ați acceptat la discuții pe noi ca experți? Am dorit întotdeauna să fim un model, Curtea de Apel Timișoara să fie un model. Poate pe de o parte este faptul că sunt bănățeancă și sunt mândră de acest lucru și vreau ca Timișoara să fie întotdeauna un exemplu pe plan național, iar pe de altă parte am știut dintotdeauna că justiția este un serviciu public adresat cetățeanului și am dorit să găsim cele mai bune modele, cele mai bune instrumente de lucru pentru realizarea drepturilor cetățenilor ale justițiabililor. Și pentru că experții întotdeauna au fost un ajutor pentru îndeplinirea rolului judecătorului, am apelat la dumneavoastră pentru a colabora în vederea găsirii celor mai bune instrumente de lucru pentru a realiza un act de justiție de calitate și într-un termen rezonabil. Vrem să vă arătăm, să vedem cum se vede mai bine, acest ghid este publicat pe site-ul Ministerului Justiției datorită Curții de Apel Timișoara. Doamna judecător a prezentat și cu altă ocazie că a avut o echipă extraordinară și o să o rog să amintească câțiva colaboratori de seamă. Bineînțeles, așa cum am spus și data trecută, meritul nu este al meu, ci este al echipei care a funcționat atunci la Curtea de Apel Timișoara. Și vreau să-l amintesc pe domnul judecător Cristian Pup, care a fost motorul, împreună cu dumneavoastră, motorul acestui proiect și fără de care nu s-ar fi realizat atâtea întâlniri și conferințe derulate în cadrul colaborării noastre. Când spun model Curtea de Apel Timișoara, spun trei ateliere de lucru cu un atelier prealabil sau o conferință prealabilă la Lacul Surduc, cu deplasări în țară, Târgu Mureș, Deva, Suceava, sunt lucruri extrem de palpabile. Este o dovadă vie că există putere, voință. Domnul Raul Fântână, ești expert. Ați avut astfel de întâlniri cu judecătorii la Brașov? Nu. Nici la un răspuns foarte pragmatic și concret, care face dovada că ceea ce Curtea de Apel a făcut ca deschidere e un model pe România. Asta este un lucru extraordinar. Aș vrea, dacă mi găduiți, doar două vorbe în legătură cu întrebarea anterioară legată de Timiș. Cred că și doamna judecător va fi de acord cu mine. E vorba despre un anumit limbaj care l-au avocații. A spus dumneavoastră că domnul prefect din... Am încheiat subiectul, te rog, nu-ți permit. Numai puțin. Da, am încheiat, puțin. Nu aduc atingere la modele. S-a închis, nu facem... Te rog să reții. Nu vreau să fac erou din neeroi. Nu te... N-am vrut să fac erou din nimic. Nu vreau. I-am încheiat subiectul. Pentru mine e o mare dezamăgire și nu vreau. Deci, domnul coleg Fântână,
Ți se pare potrivit faptul că a fost promovat pe site-ul www.jus.ro acest ghid? Este un ghid necesar. Este foarte util și asta o spun pentru că cunosc lucrurile astea, cunosc pentru că am văzut, mi s-au transmis lucrurile, mi s-au spus aceste aspecte. Noi ne-am luptat, am încercat să venim la Sinaia, domnul coleg. Am încercat să venim la Sinaia și n-am fost ajutați. Și știi cine a blocat? Agenția Națională de Cadastru, prin șeful lor. Am aflat după un an de zile, eu n-am știut treaba asta, e un lucru care trebuie spus, că lucrurile sunt așa, de așa manieră în care de multe ori eforturile nu sunt suficiente să acopere amărăciunea. Domnul Sechei, ce părere ai despre modelul Timișoara? Absolut necesar. Știu, am avut și eu de-a face cu probleme în justiție. E vorba de legea 10, acea lege imperfectă, perfecționată prin norme de prin două norme consecutive de aplicare. Și întotdeauna eu ca și simplu cetățean am avut mari probleme în a înțelege modalitatea prin care problemele cetățenilor erau rezolvate. Deci un astfel de ghid este fără îndoială aduce o mare valoare atât cetățenilor cât și practicienilor. Deci nu există niciun fel de dubiu și vă felicit pentru modul în care ați realizat acest lucru. E similar cu ce am folosit noi în domeniul privat. Aceste sesiuni, ieșiri, brainstorming, dacă vreți, cum ziceam, în toate domeniile există oameni competenți și dacă există o dorință de a rezolva problemele, se pot rezolva. Din păcate, există întotdeauna interferența dintre cei care a căror competență este la un alt nivel și asta mă refer în primul rând la oamenii care joacă jocuri politice. Deci de acolo cred că intră o mare interferență. Mai avem 4 minuțele, aș vrea să le împărțim și aș vrea să vă spun ce am gândit împreună cu doamna judecător. Ne propunem să identificăm valori intelectuali, să-i promovăm. Ce părere ai, domnul Raul Fântână? La obiectivele pozitive nu pot decât să ader, să spun că gândul acesta este un gând minunat. Dar trebuie să te implici și tu să ne ajuți, că altfel nu putem. Interesant este că am vrut să spun exact ce a spus domnul Sechei înainte, dar n-am putut. Nici nu e o problemă, se întâmplă. Da, sper că nu așa des. M-am simțit puțin telezat, recunosc. Trebuie să înțelegi un singur lucru. Problema de fond este că nu vroiam cu Timișoara, eu am închis subiectul cu prefectul și nu vreau să-l fac erou. Te rog. Sunt de acord în măsura în care voi putea să-mi expun părerea pe direcția ceea ce spunea dineori pe dezvoltarea acestei idei, să fiu parte la demersul tău și demersul dumneavoastră. Adică demersul echipei noastre, că eu cred că facem parte dintr-o echipă și trebuie să înțelegem că în multe situații ne luptăm să facem binele, dar răul este cel ce se întâmplă de multe ori. Doamna judecător, în final, cum... Eu i-aș ceda minutul meu acela scurt domnului Fântână, pentru că nu aș dori să simtă acea leziune din cauza lipsei de exprimare legală de problema anterioară. Domnul Fântână. Vă mulțumesc, doamnă. Vreau să spun că un judecător poate să vadă din felul în care tratează un avocat în instanță poziția pe care se află, iar persoana despre care discutam a recurs la o formă de defensivă. Asta demonstrează un lucru foarte clar, că poziția pe care se afla era o situație precară, o situație la care nu era pregătit să răspundă și nu este pregătit să o rezolve. Asta vreau să spun.
După 3 ani de zile de la apariția legii respective, tu să cauți motive și tu să dorești să fii doamna judecător, ce părere aveți? Trebuie să ne asumăm răspunderea funcției ce o ocupăm într-o anumită perioadă de timp. Funcțiile sunt determinate în timp, dar faptele, acțiunile, ceea ce realizăm, rămân. Prin urmare, fiecare om care îndeplinește o funcție trebuie să-și îndeplinească, să-și asume atribuțiile și răspunderile funcției respective. Am fost împreună cu doamna judecător Erica Nistor, cu Raul Fântână sau râul din care ies apele vii și împreună cu prietenul nostru Eugen Sechei, un cutreierător de lume. Am încercat să deschidem câteva perspective, invităm pe toți cei care doresc să ni se alăture la demersul de a invita intelectualii să nu stea deoparte, dacă le pasă de țara lor. Și pentru că orice chestiune poate să aducă și supărări, și înfrângeri, și lucrurile astea toate sunt spre binele celor ce-l iubesc pe el. Din contradicții ies valori. Din opreliști ies ape vii. Doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, România pe români, oriunde ar fi, orice profesor avea, cu multă sănătate. Doamne ajută și dă numai bine! Doamne ajută!